Bine v-am găsit la o nouă ediție Play IT. Sunt Bianca Iordache și emisiunea de astăzi este despre boala secolului 21, tratată mai nou cu ajutorul aplicațiilor mobile. Depresia și anxietatea se numără din ce în ce mai des atât printre adolescenți cât și printre adulți, dar puțini sunt cei însă care caută un real ajutor. Din fericire, există aplicații care aparent pot ajuta utilizatorii să treacă mai ușor peste aceste episoade. Cât de bine funcționează sau cât de utile sunt, ne spune Ioana Șerban, hipnoterapeut. Bine te-am găsit! Ne te-am găsit, Bianca, și îți mulțumesc pentru această invitație. Îți mulțumesc că ai venit. Este depresia și anxietatea? Se numără aceste boli printre cele mai căutate și cele mai accentuate printre tineri și adolescenți? Într-adevăr, există o creștere în rândul oamenilor, atât a depresiei cât și anxietății, cu aproximativ 25% la nivel mondial. Dat fiind și se datorează, să zic așa, și pandemiei de COVID-19. Asta urma să spun și eu, pentru că din 2020 încoace au apărut tot felul de aplicații care tratează atât depresia cât și anxietatea. Și chiar eu personal am încercat câteva din aplicații. Spune-mi tu cât de bine funcționează ele. Consider că tot ceea ce ne aduce cumva în a fi mai atenți la gândurile noastre, la felul în care ne simțim, consider că ne este de ajutor. Indiferent care ar fi modalitatea aceasta, este un început. Da? Este un început pentru a putea gestiona anxietatea și depresia. Bun, hai să facem o paralelă. Cum decurge o ședință la tine în cabinet și ulterior vom vedea cum decurge această aplicație, care sunt pașii pe care noi trebuie să-i urmăm ca să ne tratăm de depresie sau de anxietate prin intermediul ei. Așa că încep tu, te rog. Sesiunea de hipnoterapie, bineînțeles, pe lângă faptul că ne cunoaștem și înțelegem nevoia persoanei respective, prima întrebare pe care o adresez este într-adevăr dacă există un nivel de stres în viața persoanei respective. Și dacă da, în ce area vieții? Fie personală, fie profesională și de cele mai multe ori există și în viața personală și în profesională. De ce întreb asta? Pentru că un nivel de stres pe o perioadă îndelungată de timp duce inevitabil la această anxietate, la insomnii, la atacuri de panică, la depresie și este foarte important să învățăm să gestionăm acest stres din viața noastră. Bun, eu dacă aș accesa una din top 3 aplicații cu cele mai mari recenzii și cu cele mai bune recenzii de pe internet în momentul acesta, prima întrebare pe care mi-o adresează atunci când o accesez este: care este scopul tău în această aplicație? Și îmi dă mai multe variante. Îmi dă să reduc anxietatea, să îmi cresc încrederea în mine, să depășesc depresia. Uh-huh. Și trebuie să-mi setez 3 scopuri în acest sens. Intenția. Deci primul pas ar fi corect cumva. Da. Păi, de ce ai venit în cabine? Exact. Este nevoie să înțelegem nevoia persoanei respective, evident, ca să știm pe ce lucrăm pe mai departe. Am următoarea întrebare. Dacă eu presupun că sufăr de depresie și merg în această aplicație pe direcția că eu am depresie și trebuie să mă tratez de depresie, însă diagnosticul meu nu este acesta. Și luni la rând continui să fac exerciții și pentru anxietate și pentru depresie și să cred real că sufăr de această boală. Și mai rău accentuez boala decât să o diminuez. Ce se întâmplă atunci? Într-adevăr, a pune un diagnostic după o aplicație, personal nu sunt de acord. Dacă într-adevăr simțim că anxietatea sau depresia deja ne duce într-o zonă de disconfort atât de mare, recomandarea este să mergem la un specialist, un psihiatru, da, în acest sens. Însă, acestea se pot lua din pripă, cum spunem noi, da? În cazul acesta putem merge și a face anumite exerciții, a introduce în rutina noastră zilnică cumva acele exerciții, acele meditații, atât pentru sănătatea noastră mentală cât și emoțională. Da? Deci a avea o etichetă, un diagnostic în urma unei aplicații, personal nu sunt de acord. Bun, mergem mai departe cu următorul pas și îmi cere să-mi notez starea de spirit pe care eu o am în acest moment
dar și motivele pentru care mă simt sau nu mă simt bine. Și întrebarea este următoarea. Este de ajuns doar să scriu motivele pentru care mă simt sau nu bine și să nu primesc un sfat înapoi? Este un prim pas, exact cum spuneam și la început, în a mă aduce, a-mi aduce atenția la ceea ce eu gândesc în acele momente, în cum, în felul în care mă simt în corpul meu în acele momente și mai ales în momentul în care anxietatea este cumva adusă un pic la extremă și simt acel atac de panică. Da, cum mă simt în acest moment? Mă face să fiu cumva un observator al gândurilor mele, a emoțiilor pe care le simt în acest moment. Și asta mă ajută pe mai departe să pot face exercițiile respective în a ști ghidarea pe mai departe pe care trebuie să o aplic, să zic așa. Bun, ajungem și la aplicația pentru anxietate. Și ce mi se pare mie util și vreau să-mi spui dacă am dreptate sau nu, este că aici te învață cum să respiri în mod corect atunci când suferi de anxietate. Este nevoie în realitate să cunoști anumite exerciții de respirație în așa fel încât să-ți reduci anxietatea? Da, este. Exercițiul acesta de respirație este foarte folositor, chiar că tot am vorbit și am precizat de atacurile de panică. În momentul în care simțim că își face simțită prezența atacul de panică, da, noi ne ducem cu atenția către respirația noastră și inspirăm profund și pur și simplu îmi duc atenția și observ cum abdomenul mi se umflă. Apoi expir în totalitate și în momentul în care eu expir, pot să vizualizez sau să simt cum efectiv odată cu expirația eu eliberez stresul, eliberez gândurile, eliberez încordarea. Ce se întâmplă de fapt în spatele acestui exercițiu este că eu mă focalizez în momentul prezent, în aici și acum, iar gândurile legate fie de trecutul meu, da, orice gând care mă ducea fie în trecut, fie în viitor, sunt eliberate. Mergând la al treilea pas în această aplicație ce ar reduce anxietatea, mă întreabă de câte ori aș vrea să practic această terapie pe săptămână. În cabinetul tău de câte ori este indicat să venim la ședință pentru a reduce anxietatea sau depresia? Depinde de la persoană la o persoană, cât de prezentă este anxietatea sau depresia în viața persoanei respective. Dacă are tratament medicamentos și urmăm în paralel această terapie, dar în mod normal, o dată pe săptămână este suficient. Pentru că pe lângă ceea ce se lucrează în cabinet, eu ofer și acele exerciții, da, anumite exerciții de făcut ca fiecare acasă să-și introducă în rutina zilnică programul acesta, să zic, pentru a se ajuta și mai mult. Aha, deci nu este de ajuns doar să venim la psiholog sau la hipnoterapeut o dată pe săptămână, ci trebuie și noi acasă, la rândul nostru, să exersăm, poate chiar cu ajutorul acestor aplicații. Fiecare își alege către zona care se simte cel mai confortabil, dar cu siguranță dacă ajunge în cabinetul unui terapeut, indiferent de forma de terapie, eu cred că oferă acele instrumente, acele ustensile de care se folosească și acasă. Pentru că terapeutul nu este tot timpul cu persoana respectivă, da? Și dacă ajunge pe stradă, la job, la oriunde ar fi și simte acel atac de panică sau se simte într-o zonă de disconfort foarte mare, este necesar să știe cum să poată gestiona în acel moment. Da? Că noi nu suntem acolo tot timpul. Dacă ar fi să tragem linie, există vreun plus în utilizarea acestor aplicații? Este un prim pas către în primul rând, a ne învăța să ne focalizăm atenția în interiorul nostru, în a fi atenți la gândurile noastre, la emoțiile pe care le simțim. Pentru că dacă noi nu suntem conștienți și suntem așa ca niște roboți și fără să fim conștienți de gândurile pe care le avem în momentele respective, evident că nu vom putea gestiona anxietatea sau depresia. În același timp, recent a apărut o aplicație care se folosește de inteligența artificială și te întreabă, așa cum te întreabă Alexa sau Siri, spre exemplu, cum te simți tu astăzi? Și tu îi descrii stările tale. Și după care te întreabă, dar de ce te simți așa? Și tu iar îi răspunzi, de parcă ai fi la o ședință de terapie, da? Este un prieten virtual. După care îți spune câteva sfaturi. Uite, ai putea să încerci să faci ceva ce-ți place. Tu nu știi exact ce-ți place. Și nici nu poate să-ți dea câteva idei, pentru că este doar un prieten virtual, așa cum am spus. La terapie tu ai venit cu anumite sfaturi, corect? Îi spune, ai putea să încerci asta sau ai putea să încerci asta. Noi nu oferim sfaturi, în terapie nu oferim sfaturi, ci lucrăm așa după
nevoile fiecărei persoane, pentru că ceea ce poate pe mine mă face fericit, pe celălalt nu poate face, sau ceea ce mie mi-aduce bunăstarea celelalte persoane, e posibil să nu-i aducă la fel de aceeași bunăstare. Iar vis-a-vis de a avea un prieten virtual, personal nu sunt de acord. De ce? Pentru că în spatele, oricât de mult ar încerca să mă aprobe sau să mă valideze sau să fie acel dialog între mine și prietenul virtual, energia din spatele acelor cuvinte, de fapt, este lipsă, nu este goală. Lucru care între mine ca și terapeut și persoana care vine la mine în terapie, se formează acea conexiune la nivel mental, la nivel de suflet, da? Care evident că inteligența artificială nu o poate oferi. Iar noi ce suntem? Suntem energie. Bun, deci ca aceste terapii să aibă efect, avem nevoie de interacțiune umană? Păi terapeutul ce face? Terapeutul cumva ghidează și susține energetic în procesul fiecăruia. Da? Deci tu ai acest potențial, tu ai puterea de a te autovindeca, ai nevoie de ghidare și de susținere energetică. Ceea ce un robot, să zic așa, inteligența artificială, nu ar putea să susțină această... energetic nu ar putea să te susțină. În același timp, atât psihologii sau psihoterapeuții sau specialiști în hipnoterapie se folosesc de tehnologie pentru a merge ședințele într-un mod mai eficient, corect? Da, sesiunile pot avea loc atât în cabinet cât și online, virtual, bineînțeles. Și în aceeași măsură sunt de acord cu una din aplicațiile despre care am discutat, în care există acolo o posibilitate să-ți înregistrezi propria voce. Este o autohimnoză în care tu poți face singur referitor la acel exercițiu acasă. Adică identific un gând negativ, o convingere negativă care simt că este disfuncțională, negativă, cum spunem noi, da? Pentru mine. Eu pot nota și de la acel gând, de la acea credință, eu pot transforma. Adică sunt critică cu mine însă, da? Eu pot spune să o pot transforma. Sunt înțelegătoare și iubitoare față de mine, sunt sub bună, aleg să mă iubesc și să mă accept în totalitate. Și de aici pot transforma și să merg o înșurire mai mare a unor sugestii, da, constructive pentru mine. Și așa facem și cu un al doilea gând și cu o altă credință pe care le putem identifica. Apoi, aceste lucruri noi le putem înregistra. Și seara, când mergem la somn, ne putem pune căștile și să ascultăm înregistrarea respectivă. Cu atât mai mult, subconștientul cunoaște deja vocea și ne ajută extraordinar de mult. De ce? Pentru că gândurile pe care le avem seara, înainte de a merge la somn, sunt extraordinar de importante. Dacă noi ne gândim la toate problemele pe care le-am avut sau s-au acumulat în timp sau problemele care ne-am evit de peste zi, subconștientul va aduce în realitatea mea exact același lucru. Este ca și cum eu hrănesc acea energie în continuare și o manifest în realitatea mea în continuare. Așadar, acele credințe transformate în ele benefice și constructive pentru mine mă va ajuta extraordinar de mult. Până a manifesta realitatea pe care fiecare dintre noi avem intenție. Și în același timp, cred că este important să folosim această funcție din aplicație, tot pentru că dacă eu astăzi am un ton al vocii destul de jos, așadar energia mea este joasă, și seara ascult ceea ce eu am spus și observ că ceva este în neregulă, nu cu vocea mea, este clar tristețe acolo. Și automat mâine aș încerca să am alt ton al vocii, să spun altfel lucrurile. Funcționează așa? Da, putem, suntem proprii noștri observatori. De fapt, cam asta am avea nevoie. Noi să nu ne mai identificăm cu gândurile noastre, cu emoțiile noastre. Că noi nu suntem lucrurile acestea. Noi suntem acel observator al gândurilor noastre și al emoțiilor noastre. În momentul în care ne poziționăm în această postură de observator, deja putem gestiona altfel lucrurile. Observ că odată ce am parcurs pașii în aplicație, am spus de câte ori aș vrea să practic această terapie în aplicație pe săptămână, de câte ori m-am simțit într-o stare de depresie sau anxietate în ultimele 2 săptămâni sau care sunt motivele pentru care eu mă simt trist, fericit sau anxios. Am completat toți acești pași, iar acum am intrat în aplicația propriu-zisă și primul lucru pe care îl face aplicația este să-mi redea acest sunet de natură. Observi, pare că ar fi ori apă, ori ar fi ciripit de păsări. Mm-hmm. Este ajutător? Exact. Ajută?
Exact, bineînțeles că ajută. Noi în prima parte aceasta în care noi ne putem ducem această relaxare, ne folosim și de sunete din natură, de muzica aceea terapeutică, evident, pentru a ne relaxa, relaxa mintea cât și corpul în totalitate. Adică noi, chiar dacă la nivel conștient nu ne dăm seama că ne ajută acest lucru sau ascultând aceste sunete, subconștientul nostru recepționează în acel moment. Este receptiv, bineînțeles, da. Bine, cu cât ne liniștim, cu cât reușim să ne liniștim mintea conștientă, exact cum spuneam, să devină ca un observator, cu atât subconștientul este mai receptiv. Apropo, și mă reîntorc un pic la ceea ce spuneam mai devreme, în a pune această înregistrare, da, să înregistrez acele lucruri benefice pentru mine, să le pun seara în momentul în care eu merg la somn și pot să și ador cu căștile, cu căștile în urechi. Eu chiar recomand lucrul acesta, pentru că ce se întâmplă în acel moment? Mintea mea conștientă nu mai este deloc activă, iar subconștientul este și mai receptiv. Iar noi aici vrem să lucrăm pe credințele și tot ceea ce se află în subconștientul nostru. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență și îți mulțumesc pentru toate sfaturile și informațiile pe care ni le-ai transmis prin intermediul Play IT. Mulțumesc și eu, Bianca! Mergem mai departe cu emisiunea și ne propunem astăzi să schimbăm cumva regulile jocului și să pătrundem în spatele ecranelor, telefoanelor, vedetelor. Haideți cu noi! Play IT continuă și o avem alături de noi pe Iuliana Beregoi. Bine, bună, te-am găsit, Iuliana! Bine, găsit! Suntem la rubrica Ce au vedetele în telefon? Ce aplicații folosesc ele cele mai des? Așa că am prins-o acum pe Iuliana și trebuie să profit de situație. Iuliana, te rog! Eu chiar am o aplicație cu care pot să mă laud, fiindcă eu am anul ăsta în Bacu și se apropie Bacu și m-am apucat să fac meditație, așa că cea mai importantă aplicație în momentul de față de pe telefonul meu este Google Meet. Google Meet. Da, deci Google Meet este cea mai importantă acum pentru mine. Deci este în top pentru că urmează exact, să fac Bacu. Exact, este chiar pe locul 1, înainte de Instagram, YouTube. Pe bune? Da. Și ce funcție are această aplicație? Păi mă conectez cu profesorii, că eu sunt mai mult plecată din Moldova, că fac școala acolo și mă conectez cu profesorii online ca să facem meditații. Și iată, este mai ușor. Uite cum ne ajută tehnologia pe noi să luăm bacalaureatul, da. Corect? Mulțumim pandemiei că ne-a învățat. Dar am întrebat mai devreme pe Iuliana. Iuliana, jocuri ai în telefon? Nu prea am jocuri, dar eu nu mă joc. Gen, nu. Prefer să mă uit la un serial, la un film, dar nu am jocuri. Nu am o obsesie pentru jocuri. Cred că ultima oară mi-am instalat un joc în telefon acum 3 ani. 3 ani de zile. Da, și nu m-am jucat neapărat. De fapt, mint. Mă jucam PUBG anul trecut cu Ana. Deci PUBG, da. Era. Dar nu mai am, că ocupă prea mult spațiu și la mine era full spațiu și i-am dat delete. Gata, jocuri nu mai sunt. Bun, și dacă ar fi să luăm așa, WhatsApp, Instagram, Facebook, clar, exact. Sunt cele mai folosite. Facebook nu. Facebook nu avem. Am, dar nu folosesc neapărat. Exact. După care ar fi Google Meet, că avem nevoie de Google da, Meet până luăm bacul. YouTube. Și ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Lightroom. Lightroom, pe care editezi. Editezi doar contrastul. Exact, ai zis de Netflix? Nu, urmează poate. Așadar, platforme pentru filme, pentru seriale, pentru... Da, ok. Și ce mai am? Nu prea am prea multe aplicații. Pinterest, că mi-am căutat idei de design interior pentru casă. Îți decorezi casa? Da. Și te inspiri de pe Pinterest? Da, normal. E o platformă foarte bună pentru idei. Bolt? Bolt. Pentru orice eventualitate. Ah, uite, astea sunt singurele jocuri din telefon, dar nu le-am deschis niciodată. Aha, deci nu știu cum să verific. Da, dar nu le-am deschis niciodată. Da, tu chiar că ai puține aplicații. Mă uitam acum nu, pe sunt ecranul foarte puține. Iuliane. Foarte puține. Da. Deci ca un adult care are foarte multe probleme și griji pe cap și are doar aplicații de la bănci. Mi-am și de la telefonul și am rămas și cu al doilea telefon și acolo am toate aplicațiile și aici mi-am instalat cei mai important și sincer mi-am dat seama că nu lipsește nimic și nu înțeleg de ce țineam toate aplicațiile degeaba în telefon. Spre exemplu, mi-am instalat și astea două jocuri, nu le-am deschis niciodată. Niciodată. Dar uite, pentru că o să treacă bacalaureatul și dăm la o parte și Google Meet. Da. Și care o să fie primul lucru pe care o să-l faci sau prima aplicație pe care o instalezi după ce iei bacalaureatul? O instalez? Nu știu ce o aplicație o să-mi instalez. Ce zici de o aplicație de rezervare a unei vacanțe? Poate, meriți, nu? Da, de ce nu trebuie aplicație? Nu la mașina și mă duc direct unde știi că oriunde, în vacanță. Da,
Nu, cred că prima aplicație pe care o să deschid o să fie Instagram și o să mă laud că gata, am dat bacul, am terminat școala și atât. Și după aia căutăm vacanțe. Perfect. Eu îți mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc.